Auzi, apropo de nuntă, a făcut un indian acum o nuntă de n-a văzut nici mama Parisului. O nuntă de vreo de milioane de, stai de dolari. Așa că-ți spun eu, 150 de milioane de dolari. Apropo, ia-ți, te rog, hârtie ca să scriem că eu nu știu cu zerourile. Nici eu. 700 de milioane de roni. 700? Da, fii atent. Câte zerouri vin de milioane? Auzi? Lasă-le că ne socotim noi după aceea. După aceea, scuzați-mă, eram curioasă. Imaginează-ți că asta n-a fost nunta propriu-zisă. Nunta propriu-zisă va avea loc în iulie. Asta a fost un fel de repetiție, exact. Mater studiorum. Exact. A cântat, am înțeles, Rihanna. A cântat după... Rihanna, care n-a mai cântat n-a de mai cântat... 8 ani de zile de la Super Bowl. Adică mă gândesc ce sumă o fi luat și ea pentru această petrecere ca să vină să cânte. Știi? Dar cine nu a fi fost invitat? Am înțeles că Zuckerberg... Da, ăștia... Melania Trump... Donald Trump? Donald, cred că a fost și el. Cine a mai fost? Ajutați-ne, Alina, fetele din regie. Păi stai puțin, că putem să... Cine n-a fost, practic? Putem să vorbim cu cineva care chiar a fost. Nu-mi spune. Alo, domnul Trump? Alo? Vali? Hello, sir, how are you? De unde? Nu. Vorbim cu Vali Luca. Îl știți pe Vali Luca. Bună, Vali! Te pupăm! Te pupăm! Și mulțumim mult de tot! Namaste! Iartă-ne pe noi! Cât ai stat în India? Am plecat, am stat 9 zile acolo. Wow! Pentru că eu m-am ocupat de partea de cocktails, de bar, de barurile VIP de la acest eveniment ultra, ultra senzațional. Și da, a fost Bill Gates, a fost Akon, Rihanna, cum a spus și voi, David Blaine, care a făcut și un spectacol de magie în ziua a dispărut mireasa, nu-mi zi. Dar... A furat mireasa, nu. Ne întrebam noi ceva. Dacă în urma petrecerii ăsteia s-au semnat, de fapt înainte de ea, niște contracte de confidențialitate, ca să nu prea poți să zici mai mult din casă. Sau să faci poze sau filmulețe de acolo. Că-ți dai seama, rup de contracte, pe nu știu. Tu personal, Vali. Invitați? Nu. Nu s-a semnat nimic. Doar că ne-au rugat să nu postăm de acolo și camerele telefoanelor au fost acoperite cu o folie opacă cu care nu puteai să filmezi. Okay. Și da, toți angajații aveau lucrul ăsta. Eu am avut norocul să mă ocup de barurile VIP, să coordonez și să fac show-uri în astea 3 zile în care am fost. Am stat 9 zile acolo ca să mă pot acomoda. Da. Dar da, au fost câteva restricții. Ce s-a băut, Vali? Exact. S-a băut foarte simplu, pentru că noi ne-am dus cu cocktailuri, cu fetoașuri, cu ingrediente foarte sofisticate, dar s-a băut on the rocks, adică whisky on the rocks, tequila cu apă minerală, tequila cu apă fierbinte chiar, seara este frig acolo, ziua este foarte cald, seara este foarte... De fapt nu este foarte frig, dar este mentolat, cum îmi place, răcorită. Dar s-a băut simplu. Șampanie foarte multă. Am trimis 2 sticle de șampanie lui Mark Zuckerberg la masă. Ceva vintage, nici eu nu recunoșteam eticheta, dar era special pentru Mark. Scria în rest, pe ea că e făcută special? Nu scria că era făcută special, dar toată lumea știa că acea șampanie este special adus acolo pentru Mark și doar el bea din șampania respectivă. Ceva vintage, ceva foarte, foarte vechi. Ai gustat, auzi? N-ai făcut și tu o românească din aia la bar? Da. Eu am spus că trebuie să fac tasting pe tot ce servesc, așa că norocul meu a fost că m-am bucurat de delicatese. Și ce era așa de special? Nu era nimic special, adică era foarte veche și dar cu cât e mai veche, cu atât e mai specială băutura. Și te-au invitat și în iulie? La cealaltă nuntă? O să merg și în iulie, da, o să merg și în iulie la nunta cea mare. Trebuia să fiu și acum în New Delhi pentru că le-a plăcut foarte mult de mine. Doar că am avut un alt eveniment în Poiana Brașov și n-am putut să prind un avion care zbura ieri seară. Da. Auzi, iartă-mă, Vali, acum mă bag și eu, dar n-am cum. Păi la pre-wedding de 150 de milioane de euro, ca să te aibă pe tine, dacă tot te-au plăcut atât de tare, nu puteau trimite un avion privat? Sincer. Dacă tot te doreau, adică... Nu,
Problema era că aveam eu deja un eveniment și la mine nu prea contează natura evenimentului sau fiul evenimentului. Pentru mine contează dacă îmi dau cuvântul că merg undeva. Era important și evenimentul din Poiana Brașov. Ok. Vali, sunt curioasă cum te-au găsit. Bine, tu ești foarte bună cunoscut, întrebare. Știi? Adică de unde ești au dat campion. Tocmai de tine. Exact. Cum am ajuns la tine? Probabil partea ei au vrut pe cei mai buni bucătari, cei mai buni barman din lume și m-au găsit pur și simplu pe partea de social media. Cifrele și clipurile pe care le postez eu, că postez o grămadă de rețete și am 3 canale de TikTok, un canal de Instagram care merge foarte bine pe partea asta de entertainment și bartending modern, de flair bartending. Și așa au dat de mine, eu eram într-o tabără de pregătire, noi, știți bine, noi am mai povestit și am o școală de barman. Pregăteam o grupă de barman undeva pe litoral și am primit un telefon și a trebuit să aplic de viză de urgență ca să ajung acolo, ca să ajung în India. Deci, probabil partea de online, așa am fost. Serios. Da, cu siguranță, cu siguranță. Și acum, după toată povestea asta, știi că îmi vine să te întreb cu ce procentaj ți-au crescut fiurile după acest eveniment? Au crescut, ca să știm dacă da, ne permitem să te invităm aici la noi la emisiune sau la vreo cumetrie din Vali, asta personală. Vin cu drag. Vin cu drag la voi, dar da, au crescut puțin, nu cu foarte mult, dar au crescut. Eu sunt și o persoană modestă, iar dacă vorbim de fiuri, știți că eu fac spectacole de când am fost la emisiunea de talente și aici chiar pot să spun că am fost plătit cel mai bine de până acum, deci în toți mulțumit, anii să înțeleg. În mulțumit. Care am făcut. Da, ai da, făcut da, cei da, mai da, mult da, bani da. Din viața ta aici? Da, la acest eveniment, da. Cumva, parcă e și normal la un astfel de eveniment unde au fost angrenați de asemenea sume, cum zicea și Ilinca, Riana, eu știam că Riana a primit 9 milioane. Da, no. Am zis da. Doar de cât a costat nunta. Câte zerouri, doar atâta vreau să știu, câte zerouri fiul tău? Nu, știu, mă întreabă lumea pe WhatsApp-ul nostru, la numărul de telefon. Da, și vreau acum, dacă toți suntem în direct, cu multe? Da, multe zerouri. Da. Asta. Da. Să vedem acum la nuntă cum o să fie la nuntă. Exact. Păi fii atent. Da. Apropo de asta, și le spunem și celor de acasă, pregătiți-vă, așezați-vă. Știți cam cât câștigă domnul respectiv pe zi? Pe zi? Pe zi. Domnul care a făcut nunta. Da. 10 milioane de euro pe zi, pe zi? Declarați. Dar ce face? Dolari, pardon. De toate. Are fabrici și de îmbrăcăminte, și de încălțăminte, și restaurante. Da. Și asta, Vali, ca să știi cât îi cer la nuntă. Da, este în toate industriile. Să nu te lași păcălit. Am înțeles că este angrenat în toate industriile și în telecomunicații și în construcții. Exact. Noi am întrebat și oamenii localnici de acolo, pentru că India e o țară săracă și eram curioși cum sunt ei văzuți. Și sunt foarte iubiți, e o familie foarte, foarte iubită, care donează foarte, foarte mult. Și am înțeles că tot business-ul l-au de foarte mulți ani și au cumpărat cam toate business-urile mici. Adică, nu știu, am fost într-un mall să ne cumpărăm ceva și tot mall-ul, toate magazinașele din mall erau ale lui, practic. Deci are un fel ajutat de mână. Da. Și cu băgare de seamă. Știi ce? Uite, au fetele din regie o curiozitate. Dacă știi cumva care sunt subiectele de discuție ale milionarilor, uite, de nivelul ăsta, la o petrecere de acest gen? Despre ce era muzica oamenii? Oricum foarte tare. Muzica era foarte tare și nici n-am apucat. Eu am făcut spectacole în astea 3 zile, partea de seară. Nu puteam să-mi ciulesc urechile așa să aud. Voiam doar să fac oamenii să se simtă bine. Corect. Și nu poți să stai să tragi cu urechea. Și oricum ei stăteau la masă foarte mult. Gândiți-vă că Bill Gates și Mark Zuckerberg l-au venit la bar. Adică ei aveau oameni, au trimis șampanie la bar. Ei au și mulți dușmani, când am înțeles, și nici nu-l vedeam pe Mark Zuckerberg să vină la bar să bea un cocktail, pentru că, da, e un pic mai delicat, așa. Mm-hmm. Vali, îți mulțumim tare mult, să știi mulțumim că în mult. Iulie, în iulie e nunta, da? Da. În iulie te așteptăm și înainte de eveniment. Și să după ne să ne povestești cum a fost. Exact. Da. Facem așa? Și fac și un moment de flair bartending. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, Valin. Te pupăm tare mult. Mulțumesc.